Pentru noi români este o zi cu o sănătate specială. La 9 mai 1877, Ministrul Liberal de Externă, Dinaisa Galiciană, proclamă independența de stat în fața adevării deputaților, respinge regele cuvinte. Suntem independenți, suntem în națiune de sine sănătoare. Ziua următoare, la 10 mai, Senatul a votat proclamația de independență, iar acest act a depășat puterea de lege cu proprietarea lui de pedepsit de Parlamentul întâi, care, în fața Biografiei Armate Române, a dat să câștige această independență pe câmpul de luptă. Totodată, zilele de 8 și 9 mai au marcat istoria mondială prin zile și au consfințit victoria coaliției națiunilor unite în cel de-al doilea război mondial. Astăzi este și ziua Europei, la 9 mai 1950, la Paris, a fost declarat de un amintitul francez, a la față de studiu, Robert Schuman, unul dintre părinții fondatoare în Uniunea Europeană, declarație din care citez următoare. Europa nu va fi construită dintr-o dată sau ca urmare a unui plan unic, ci prin realizări concrete care se creeze în primul rând o solidaritate de fapt. Părinții fondatori, în urmă de fără încheierea războiului, au căutat un lucru ca proiectul de arhitectura să se mai repete, iar pacea să domnească pe bătrânul continent. A venit rândul generației noastre să fie preocupată de perioada dificilă pe care traversăm, însă ne fie prin a vândena să fim optimiști. Haideți să fim și trebuie să fim pe să facem ca dreptățile de astăzi să fim mișcări, iar acest lucru să-l facem în intermediul vaccinării. La mulți ani România, la mulți ani Europeană, urmează depunerea de coroane și jerbe de flori.